Ce pasă de Rusescu pentru Tănase, vine Nicolici, mingea e bună pentru Nicolici, poarta e goală, gol! Excelentă faza lui Rusescu și foarte bună pasă a lui Tănase. Portarul Concordiei, victimă sigură în fața compasului uriaș pe care l-are Nicolici. Jos pălăria și pentru felul în care Nicolici a finalizat această fază. Nicolici, primul jucător al Stelei, Stefan Nicolici. Să-l vedem pe Nicolici față în față cu Niță. Interesantă decizie luată de Regecamp. Trage Nicolici fără emoții, 1-1. Execuție sigură, foarte hotărât s-a dus muntenegreanul, foarte hotărât. Până la urmă se confirmă și încrederea pe care a arătat-o ieri la conferința de presă Laurențiu Regecamp. Prima sa declarație cam așa putea fi rezumată: suntem echipa mai bună și ne vom califica mai departe. Centrare, Nicolici, gol! Paul Furculescu centrează perfect pentru Stefan Nicolici, care duce scorul la 3-0 în minutul 84 și Steaua face instrucție cu Eignava, cât și pe fotbaliștii lui Pavel Hoftic. Foarte bună incursiunea lui Paul Pârfulescu, centrare perfectă în 6 metri, Nicolici simplu cu capul. E adevărat, apărarea lui Spartak era prinsă total dezorganizată. Și iată ce spuneam mai devreme, cât de... Kulik și execuția lui Rusescu. Foarte aproape să trimită la vincul balonul Raul Rusescu. Tatu a făcut aici o preluare bună. Tatu îi pasează lui Dănănaie. Gol! Incredibil! Măgiți de scor. De aici am putea vedea dacă mingea a depășit sau nu spațiul porții. E posibil după ce a lovit... ...pasă de carul Stelei, o pasă pentru Kipciu. Kipciu, Kipciu! Se opune foarte bine Bogdescu! Gol! Nicolici, omul potrivit la locul potrivit, un atacant care nu este în evidență. Petrolul Steaua devine 1-1 din minutul 45. Foarte frumoasă acțiunea Stelei după câteva tușă. Mingea a ajuns la Tănase, pasă extraordinară a lui Cristi Tănase. Kipciu nu reușește să finalizeze, a alunecat Ghierme. Ceva se întâmplă acolo în careul de 16 metri, terenul este destul de moale. Și Nicoli. Kenneth Fermer, elan considerabil al muntenegreanului. Hai Nicolici pentru 2-1. Stefan Nicolici, gol! Steaua, gol! Stefan Nicolici, 2-1 pentru Steaua. Și acum Tătărușanu va încerca o a doua parată la pedate din fața capitanului Ajax-ului, Sim de Jong. Eu sunt comentatorul Teanu, repunere bună de la margine al lui Gheorghevski, centrare pentru Nicolici, gol! 3-0, Stefan Nicolici s-a ciocnit tare cu Marinescu, a reușit să marcheze. În alte condiții Nicolici ar fi rămas de gazon, dar acum o centrare perfectă din alergare pe poziție viitoare.
Nicolic reușește să marcheze golul său cu numărul 5. Iată centrarea, mingea era sărită, execuție foarte dificilă. Cred că dacă ar fi rămas în poartă, probabil Marinescu ar fi avut mai multe șanse. Oricum, dacă nu era gol, era penalti. Părerea mea, ar fi trebuit să dea penalti Marius Avram. Strict la reacția lui Nicolic, nu este offside la Mihai Costa, urmărit de Pavilion Danicu. Mihai Costa pentru Nicolic, gol! Steaua! Gol Stefan Nicolic, din nou Laurențiu Reghecamp. Este aici plecarea din poziție corectă a lui Mihai Costa și pasă precisă pentru din minutul 48. Iată pasa lui Tibi Bălan pentru Mihai Costa și apoi finalizarea lui Nicolic, așa cum remarca și George, un atacant făcut pentru jocul de contraatac, marchează pentru 2-1. Wagner este cel care... Mingea revine la Stăviști. Tănase, încă o dată Tănase, dribling frumos, este gol! Stefan în sezonul trecut pentru Steaua, din cădere tot supară. Stefan Nicolic, 1-0 pentru Steaua, minutul 20. Supercupa României, excelentă, făcută de Tănase. El este cu cel puțin jumătate din gol, iată-l aici, driblând frumos pe lângă Neag. Mustivar îl lasă pe Nicolic, alergând alene. Ghiler nu-l blochează pe Nicolic, care pune mingea sub plasă, sub bară. Centrarea lui Dorinel Popa este foarte bună și este 1-0. Golul lui Stefan Nicolic reușește să deschidă. Revedem centrarea perfectă a lui Dorinel Popa. Foarte puține minute prinse de el până acum la Steaua. Da, a jucat doar 20 de minute în primul meci al... În acest cel mai important meci al etapei a noua din fotbalul românesc. Minutul 16 al reprizei a doua, 61 al meciului. Da, marchează Nicolic, 1-1. Aplauze, însă, sunt semne de întrebare în ceea ce privește penaltiul. Perioada de forcing, Pârvulescu acum, Tănase se lipi de tușă, vine centrarea lui Pârvulescu, Rusescu sare mai bine decât Maxim, Nicolic, gol! Steagul rămâne jos, Steaua face 2-1 prin omul aruncat în luptă inspirat de... Muntenegreanul urcă lumea pe garduri. Încă un gol venit. Fază. A izbutit să recentreze. Și n-a fost prima dată când Steaua a încercat aceste centrări lungi cu mingi retrimise apoi în fața porții. Bună execuție. Bună. Nicolic, gol Steaua. Pas la offside nereușit al oaspeților. Nicolic se întoarce cu mingea, înscrie cu piciorul stâng pe lângă portar. Și începe să se apropie de cifra pe care a avansat-o reporterilor din Muntenegru la acel interviu pe care l-a dat. Este al treilea gol pe care... Să-l revedem. Buzean greșește. Buzean este cu un metru în spatele colegilor săi. Nu ține linia Buzean. Este și departe de Nicolic. Nicolic are timp să se uite la portar. Poarta este... Nicolic la 16 metri și este penalti pentru Steaua. Un penalti scos de Nicolic, care a viitorului. Fază. Nicolic, gol! Gol Steaua! 1-2, Steaua revine imediat. Al treilea gol din acest sezon marcat de Stefan Nicolic. Cât sânge rece a avut muntenegreanul, iar văd că nu a avut...
Nicolici.